Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, și în spiritul celor cu care am încercat să obișnuiesc colegii, sper să mă încadrez în cele 3 minute alocate unei declarații politice pe care astăzi am intitulat-o 21 februarie, Ziua Internațională a Limbii Materne. Începând cu anul 2000, pe data de 21 februarie, se sărbătorește Ziua Internațională a Limbii Materne. Este evident că scopul desemnării acestei sărbători a fost accentuarea rolului limbii materne în conservarea și dezvoltarea patrimoniului unei etnii. Ca reprezentant al unui colegiu, Colegiul 10, circunscripția 31 Prahova, Colegiul 10 Ploiești, cu o structură pronunțat neomogenă, vreau să subliniez faptul că singurul mod de a contracara violența generală cu care ne confruntăm, verbală, fizică, emoțională, economică, comunitară, este să punem accent pe înțelegere, toleranță și dialog. Iar dialogul nu este posibil decât dacă, prin respectarea particularităților și integrarea lor în generalul cotidianului. Limba maternă este indubitabil una dintre dimensiunile fundamentale ale ființei umane. Este legătura prezentului cu trecutul și tradițiile. Tocmai pentru a-i sublinia importanța și implicațiile, s-a decis desemnarea unei zile sărbătorite la nivel mondial. Dar să nu uităm că lucrurile mari încep tot cu pași mici, pași făcuți în primul rând în proximitate. Astfel, cred că programul de o oră pregătit minuțios la școala din cartierul Bereasca, școală din colegiul meu, de exemplu, este la fel de important ca efect generat ca toate mesele rotunde, dezbaterile, atelierele de lectură și creație, concursurile de ortografie, recitări sau eseuri, expozițiile de carte sau desene, vizionările de filme, programele de muzică și dans tradițional, prezentările de obiceiuri și tradiții, atelierele de conversație sau prezentările organizate la sediile UNESCO din întreaga lume, ca realizarea bibliotecilor auditive ale limbilor pe cale de dispariție sau ca pregătirea proiectelor pilot de software pentru includerea digitală a limbilor indigene. Spun asta pentru că amprenta lăsată asupra copiilor de rom din cartier, implicați în programul școlar amintit, va genera cu siguranță efectele scontate. Ei își vor putea defini mai exact locul integrat în societate, înțelegând specificul limbii și al obiceiurilor proprii. Pentru că, evident, limbile îngrijite și promovate prin standardizare, prin scriere, prin administrație, școli și mass media, au șanse mai mari de supraviețuire decât cele minoritare în care primează limba vorbită, cea scrisă, administrativă, fiind foarte slab dezvoltată. Din punct de vedere istoric, data de 21 februarie a fost aleasă ca zi internațională a limbii materne în memoria celor 5 studenți uciși de către poliție la Dhaka, pe data de 21 februarie 1952, în timp ce demonstrau pentru recunoașterea limbilor materne bengali ca limbă oficială pe teritoriul statului Pakistan, stat care cuprindea pe atunci și Bangladeshul. La nivel mondial există în prezent aproximativ 7.000 de limbi materne, conform Atlasului Limbilor în curs de dispariție, editat de UNESCO în anul 2001, pe parcursul a câteva generații, mai mult de 50% din aceste limbi sunt amenințate cu dispariția, 96% dintre ele fiind vorbite doar de 4% din populația globului. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ion Eparu, deputat Colegiul 10, circunscripția 31 Prahova.